bine vă regăsim la Noi venim din viitor, un podcast de poveste cu oameni din viitor. Avem pe continentul nostru, în Europa, un institut specializat în creșterea copiilor care scrie istorie datorită fondatorului Boris Sirulnic, un mare neurolog și psihiatru francez. Se numește Institut de la Petite Enfance și se află la Paris. Dacă vrei să înveți cu adevărat cum să crești un copil, mergi și studiezi acolo. Asta a făcut și Camelia Vețeleanu. După ce a stat câțiva ani prin Franța, s-a întors în România cu cei doi copii ai ei și și negăsind o grădiniță care să-i convină, a creat ea una în 2014. Îi zice Locarusel. De fapt, le zice pentru că acum sunt două și va urma în curând și o școală primară. Ce a făcut Camelia? S-a dus la Paris și s-a înscris în programul de la Institutul la Petit Anfans, unde a lucrat direct cu fondatorul Boris Sirulnic. Iar lui Boris i-a plăcut atât de mult de Camelia încât a venit în România cu echipa lui ca să evalueze proiectul ei. Astăzi, grădinița Locarusel a Cameliei nu, reprezintă în România la Institutul la Petit Anfans de la Paris. O reușită extraordinară și o recunoaștere a talentului cu care Camelia a învățat să crească și copiii ei și pe -ai altora. Camelia, bine ai venit la noi venind din viitor. Acum o să mergem puțin în trecut și aș vrea să-mi povestești cum ai încheiat tu apoteotic acest curs, această formare cu faimosul Boris Sironic. Urma să te duci ultima zi la examen după ce ai parcurs cursul și s-au întâmplat niște lucruri atunci. Da, bine te-am găsit, Mirel. s a întâmplat și așa și debutat colaborarea noastră într-un mod, să spunem așa, atipic. Mai precis, am fost, nu am fost admisă la această formare a lui Boris Irunic. Practic, am fost respinsă pe motivele lipsei de experiență în domeniul respectiv. Am insistat, deci totul s-a întâmplat printr-o scrisoare de motivație, cumva, pentru care am scris acolo de ce ar trebui să fiu în povestea lui Boris, în formarea respectivă, doar că se pare că nu era suficient afirmația de acolo și motivația, așa, motiv pentru care am revenit către ei și am spus cumva că ar cam fi pe riscul meu dacă nu fac față, să spunem așa, nivelului înalt de competențe care era cerut acolo. Au revenit cu decizia și m-am înscris în programul respectiv de un an de de zile cu uh, uh, ale retur, cu mersul lunar la formarea respectivă de la Paris. Uh, lucrurile s-au desfășurat într-o manieră foarte simpatică, să spunem așa, toată formarea respectivă a fost uh, cu suișuri, cu cu descoperiri, cu venit, uh, cu uh, împărtășit de experiență la, uh, către colegii din București, cei care lucrau, colegii mei din, uh, din grădiniță uh, și ajungem în momentul, într-adevăr, susținerii uh, acestei, uh, descoperirilor mele uh, de, de pe parcursul acestei formări, corelate cu experiența de pe teren. Asta trebuia să fie, de fapt, uh, prezentarea respectivă, însă specific așa felului meu de a fi, mă fură uneori și pe esajul, sunt cumva luată de ce se întâmplă da, în jurul meu și frumosul Paris și-a pus amprenta asupra mea astfel încât ultima cafea înainte de a susține uh, prezentarea în fața comisiei S-a lăsat cu o frumoasă vărsare de apă cafea pe, pe ținuta respectivă. Mai era contra cronometru, adică nu, nu aveam foarte mult timp de manevră, astfel încât de pe Boulevard Saint Germain am achiziționat ce s-a putut acolo. O costumație rapidă, s-a întârziat, a fost cumva la limită să prind prezentarea a fost un alt, chiar și un alt discurs atât de ce pregătisem, dar toate acestea au dus cumva la, probabil la dezinvoltura și felul meu de a fi, de a prezenta lucrurile într-o manieră naturală, fără să mai gândesc scenariul, să spunem așa, pe care îl pregătisem inițial și cumva, cred că a fost uh, acea, uh, acea scripire, cumva, de care poate era nevoie să, să atragă, cumva, și să se înțeleagă cumva de ce am tot făcut eu uh, acest, aceste uh, itinerarii de, de un an de zile și de ce am ținut cu tot din să fiu în povestea lor. De Asa ce puteai, te -ai, te -ai, te ai vrut să te înscrii, ai fost refuzată, dar da. te-ai descurcat ca să ajungi acolo da. ai trecut prin toată formarea asta și a ajuns la examenul final unde acolo trebuia să treci da. și acolo întârzii da. pentru că vezi cafeaua pe tine și da. aia își făceau bagajele să plece și când ai ajuns tu uh, cu haine cumpărate la repezeală uh, și le-ai spus ceva pe care de fapt nu pregătiți altceva Sigur. Uh, și ai trecut um, am avut ocazia să l întâlnesc și eu pe Boris Sirulnic când a venit în vizită la București la tine și uh, am fost impresionat evident de de acestui om absolut extraordinar și ca profesionist și ca om. Da. Uh, și mi-a spus o treabă care mi-a rămas în minte, mi-a zis că dacă ar exista un tricou, un tricou pe care să fie imprimat chipul Camele anu, el l-ar purta <laughs> pentru că este un mare fan Camele Vecheleanu <laughs> și mi-a părut foarte tare. Adică să te duci tu la Paris la o chestie unde inițial ești Pins, să iei examenul în condițiile în care ăia, se pregăteau să plece de sală când tu ai sosit și să-l faci pe acest om, care este o somitate în domeniul educației, să vină la București și să spună că este o mare fan al camele vețeanului, așa mi s-a părut wow. Păi, Cum faci tu toate astea așa de țes așa? Păi știi cum se întâmplă, cred că trebuie să fie acel moment uh, potrivit pentru fiecare dintre noi să se ciognească, ca să zic așa, Așa, probabil că a fost într-adevăr momentul nostru atunci să ne întâlnim într-un anumit context și să, uh, să ne conectăm foarte bine, să-și dorească să vină în România, pentru că atunci era undeva în luna decembrie, deci se finaliza respectivul curs și în martie deja, când uh, decembrie s-a stabilit data exactă pentru acel martie în care trebuie să vină ei în România. Uh e clar că lucrurile s-au petrecut și pentru mine foarte repede, adică ziua respectivă în sine a fost așa, n-am înțeles nimic de unde m-am dus, cum am venit, cu ce m-am îmbrăcat și cum am plecat spre București, practic cu o dată fixată, clar, și anume 21 martie, exact, când care ei au venit în România și dând și eu puțin așa, rememorând filmul tuturor poveștilor mele din viață, cred că se întâmplă atunci când mergi după ceea ce simți. Și atunci mi s-au întâmplat lucrurile cele mai bune în viața mea, în momentul în care, chiar și în materie de business, deciziile au fost luate cu foarte multă încărcătură emoțională. Adică atunci când inima a spus da, mergi înainte nu știi tu exact cam cum o să te descuși, nu știi exact pașii, lucrurile s-au legat într-un mod foarte plăcut. Evident, avem și o rațiune financiară, avem niște calcule pe care le mai punem pe masă, dar dacă ei să țin așa cumva, să văd echilibru între cele două componente, cu siguranță echilibrul a venit din partea emoțională în a lua deciziile antreprenoriale. Leo Carusel este o grădiniță, o grădiniță este și un business, nu mm -hmm. e numai un proiect de inimă, La. La tine motivația este și personală, crezi, probabil că din motivul ăsta și foarte puternică. Din câte am înțeles, te-ai întors din Franța, în România, cu cei doi copii ai tăi uh -huh. și ai vrut să i înscrii la o grădiniță, și n-ai găsit niciuna care să corespundă așteptărilor tale de mamă. Și te a hotărât așa să crești o grădiniță. Cum s-au întâmplat lucrurile? Că și acolo ai urmărit puțin ce spunea inima, mai mult da, decât capul. A da. se înțelege că nu caut sau nu căutam, și nu, nu înseamnă că nu există grădinițe atât de bune sau cumva la nivelul pe care îl căutam. Nu sunt o persoană uh, sofisticată, să spunem. Încerc să simplific lucrurile cât mai mult în viața mea și să, fie, să mă dedic celor care contează cu adevărat. Și atunci, în această idee de a simplifica, și a mă ocupa mai multe alte uh, lucruri, cumva, din viața mea și a copiilor mei, am căutat acea grădiniță în care să se întâmple lucrurile într-o manieră naturală, să spunem așa, într-o manieră în care copiii sunt lăsați uh, să exploreze, să fie într-un mediu, uh, mediu francofon, în cazul meu, căutam acest mediu pentru că locuisem de aici în Franța și acolo, practic experimentasem. Zona aceasta a educației preșcolare pentru uh, unul dintre copiii mei, la creșă, uh, experiment, experimentând de această uh, perioadă, dar ajungând în România, practic îmi doream același lucru și pentru cea micuță. Uh, cea micuță având la momentul respectiv un an, adică doream integrarea într-o colectivitate, uh, într-un mediu francofon, de când era foarte micuță. Și atunci, demersul meu a început cu această construire de. de am construit unui concept practic francofon, dar adresat copiilor de la un an. Da? Deci, cumva, într-o imersiune totală în limba franceză de la un an de zile. Nu să așteptăm în grădinița, nu să fie mai mari, cumva, ca să includem în colectivități. Leo Carusel propune învățare în limba franceză, ulterior în limba engleză, dar nu este doar o școală de învăța limbi străine, este ceva mult mai profund, pentru că, din câte am înțeles de la Boris Sirulnic, faptul că vorbești două limbi de mic copil, o limbă, două limbi străine, se creează niște sinapse în creier care îți dau o mai mare flexibilitate, te fac mult mai Capabil să te adaptezi la ziua mm -hmm. de mâine, să te transformi, să, te, să crești, să te îmbogățești și pe dinăuntru. E ceva foarte complex, de fapt, în învățarea unei limbi. Mm -hmm. Și înțeleg că, la Leo Carusel, abordați limba în care se lucrează, și din punctul ăsta de vedere. Adică nu doar un instrument de comunicare. Mm -hmm. Exact. Practic, e una dintre componentele care ne ajută cumva de-a lungul vieții. Dacă avem grijă să spunem să folosim această etapă a dezvoltării creierului până în vârsta de șapte ani, practic tu înveți un limbaj, dar deci nu e o limbă străină. Sunt alte mecanisme care sunt la baza uh, devenirii unui automat, automatism în a te exprima într-o altă limbă străină. De aici și ideea că trebuie profitat de primii șapte ani pentru a învăța într-adevăr o limbă într-un mod natural, fără să Faci traducerea dintr-o dintr limbă în alta. Și cumva, după șapte ani, da, putem învăța, plus minus, dar așa ne arată studiile. De ce trebuie să profităm? Nu numai pentru faptul că, într-adevăr, se creează acele sinapse care ne ajută pe tot parcursul vieții să devenim altfel, cumva. Conexiunile se întâmplă într-un mod mult mai rapid, într-un mod într-un mod instantaneu cumva pentru acei copii care studiază uh, limbile străine încă de mici. Deci cumva printr-o, cum spuneam, într-o imersiune totală. Practic, ce se întâmplă? Suntem într-un mediu uh, 100% francofon, în cazul nostru, adică de când venim de la grădiniță, practic de la primul bonjour, da, venim și ne uh, scufundăm în această uh, francofonie cu colegii noștri, cu, cu profesorii, educatorii noștri, astfel încât să fie un mediu mediu în care știm că așa sunt, așa ne creăm coordonatele, prin înțelegerea limbii franceze și ulterior comunicarea ei, pentru că prima etapă este cea de înțelegere, înțelegem, asimilăm ceea ce ne comunică cadrele noastre, educatorii, după care ușor, ușor, practic devin parte din noi, ajungem să ne exprimăm. Sunt mulți copii la care nici comunicarea în limba maternă nu este prezentă și noi intervenim practic ca primă limbă, într-un fel, cu limba franceză. Deci, cumva, ei sunt într-un într într dualism între ceea ce se învață acasă, între cele poate două, trei limpe la care sunt deja expuși acasă și mai intervenim și noi cu a patra poate și a cincea ulterior când proiectul se dezvoltă, se transformă practic în proiect biling franco-englez. Baza este limba franceză, adică practic până la vârsta de patru ani constituim baza învățării în limba franceză, după care împărțim cumva programul franceză-engleză. Și cum s-a pus pe picioare businessul? Pentru că, bănuie că în momentul în care ți-a venit ideea de a deschide această grădiniță, N-a venit poștașul la oșă să spună care sediu, care bani, care tot ce trebuie ca să-i dai drumul. Adică, da. Așa, spune puțin nu. din durerile facerii acestui proiect. Da, da, da. Uh, păi, uh, acum mi se pare că a venit așa, natural, dar uh, au fost multe nopți albe în care m-am gândit dacă e bine să renunț, că am la momentul respectiv în KPMG și era practic o muncă de consultanță. Asiduă. Se muncea mult și cumva cântări și lucrul acesta, pentru că nu mai mă vedeam în povestea aceasta: omului care lucrează până seara târziu la 11, și având doi micuți acasă care mă așteaptă, cumva, și era și dorința de a, a dărui ceva, de a fi cumva și cu ei, de a, le, de a lucra într-un proiect care practic ar fi. Ben, ei ar fi beneficiarii, mai mult cea mică dar, mă rog, și Luca și cumva a fost ă, construirea așa, gândindu-mă pas cu pas, cum ar trebui să arate ca un consultant adevărat aveam un business case pe masă cum facem ca să fie într-adevăr un business care să și funcționeze aici a fost cumva o altă etapă a incursiunii mele de a, de a armoniza ceea ce se întâmplă din punct de vedere fiscal, legislativ în România dar cumva și cu Dorința de a avea un aport al uh, legislației din Franța și criteriilor, principiilor care, care sunt la baza constituirii a învățământului preșcolar. Și atunci uh, am realizat de atunci o primă incursiune în Franța, cumva pe ideea de a vedea cum se constituie din punct de vedere administrativ și funcționarea. Uh, de bază generală, să spunem așa, unei grădinițe în Franța. Și apoi croșetând, să spunem așa, cele două concepte, armonizând, abia atunci m-am apucat să văd unde mi-ar plăcea să fie dacă mă regăsesc acolo, dacă ar fi populația respectivă receptivă la complex la conceptul pe care îl propun din aproape în aproape. Cu Hai doi de... copii inițial, nu ne-am imaginat la început o mulțime, prima fetița, evident, fetița mea, pe care s-au făcut multe încercări și prietena cea mai bună a mea, care a riscat, să zicem așa, să vină în acest proiect lăsându-și copila. Deci aveam doi copii care zburdau toată ziua în, în frumoasa grădiniță. Deci ai început cu doi copii, ai făcut o primă grădiniță în Torobanci, în de din București, da. după care a urmat o a doua lângă Parcul Herestrău din București uh -huh. și ai închis în Torobanți și ai deschis în Bulevardul Dacia, într-o da. casă superbă foarte interesant, foarte spațioasă și cu personalitate. Uh -huh. Pe scurt, în momentul de față ai pornit de la doi copii, dar în momentul de față ai două grădinițe. Câți copii ai în, în, în grijă avem... și cu câți oameni lucrezi în proiectul Suntem uh, cam 80, avem cam 80 de copii acum în ambele grădinițe. Uh, echipa uh, este în continuă dezvoltare pentru că la fel și înscrierile sunt uh, în curs. Acum undeva la 25 de persoane lucrează, și din toamnă trebuie să creștem și la școala primară. Adică am stat, am stat, i-am crescut pe cei mici, și acum trecem și în etapa următoare, anume prima clasă de grupă 0. Cum ar veni? O demarăm anul acesta. Tot în locația din Dacia, practic, de aici și ideea de a avea o locație spațioasă, ca să ne permită cumva creșterea la următorul ciclu de școlarizare. Cum a venit ideea unei școli primare, că nu e chiar o misiune ușoară de făcut așa ceva? Ce da. te-a adus acolo? Comunitatea noastră de părinți, ea, ea e cea care a luat, să spunem așa, decizia înaintea mea, adică de câțiva ani de zile s-a tot pus problema și întrebarea, de ce nu deschideți școală, uh, niciodată n-am luat în calcul, pentru că deja construirea uh, acestui proiect, uh, tot ce înseamnă partea de educație preșcolară, pentru mine a reprezentat așa un uh, proiect pe, la care chiar am pus cărămidă cu cărămidă. Și atunci, pentru că mi-am dorit întotdeauna ca lucrurile să fie într-adevăr bine făcute, uh, am considerat că este un, o etapă în care ar trebui să fiu și mai bine pregătită și echipa mea, adică cumva un demers mult mai dificil. Și atunci am lăsat cumva așa undeva în planul 2, dar nu l-am exclus total. Simțeam că undeva cumva nu voi avea de ales, să zicem. Uh, ulterior mi-am dorit să-mi duc mai departe adică uh, am simțit că e momentul în care trebuie să trecem în următoarea etapă parcă ne-am maturizat și noi și că avem din ce în ce mai multă încredere că putem să facem și, și mai departe și de ce nu curiozitatea de a vedea cum putem face noi să urmăm această școlarizare și mai departe pentru copii, adică i-am făcut mari dar hai să vedem și mai încolo și plus că mulți copii care au plecat de la noi de la, de la grădiniță se tot întorc adică e... Îi vedem cum cresc, chiar dacă nu mai sunt la noi. Vin la diverse evenimente, uh, am rămas în relații foarte bune cu părinții, ne invită la aniversări, uite și în weekend, acum am fost aniversarea unei fetițe de 8 ani, uh, care a fost la noi la carusel de la 2 ani. Deci cumva, uh, pentru mine, comunitatea este foarte importantă și de aici se și construiesc multe sinergii, de aici ne vin și multe idei uh, și oamenii care s-au simțit bine și au văzut anumite beneficii în organizarea noastră, în... în Comunitate, îmi place mult cuvântul acesta, au revenit tot timpul către noi și chiar glumim la un moment dat că poate cine știe, facem la un moment dat un, un centru așa unde copiii chiar se vor forma să devină următorii educatori din, locația, din locațiile noastre carusel, pentru că mulți dintre ei lucrează cu cei micuți de acum, adică vin în vacanțe și își doresc să lucreze cu cei care sunt în cadrul grădiniței. Așa că, de ce nu să facem și școală? foarte frumos, e un transfer de la o da, generație da, da. la alta. Da, uh, unul de la altul. Când zic că uh, a educa, educație, pentru că despre asta vorbim, ție, ce 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 evocă acest cuvânt, despre ce vorbim? Da, edu a educa în ziua în ziua de astăzi e cumva într-o continuă schimbare, așa din punctul meu de vedere, nu e un, nu e un verb care a rămas, o acțiune care a rămas acolo fixă. Cumva și noi, ca uh, instituție, ne adaptăm proiectul acesta uh, de a educa, deci proiectul nostru educațional este practic cam în permanență schimbat. Adică nu putem spune că proiectul pe care noi îl aplicăm astăzi este același de acum 10 ani când am demarat proiectul. Da? Uh, s-a îmbunătățit, am luat și noi uh, pulsul, să spunem așa, evoluției din jurul nostru, dar mai mult decât atât sunt copiii pe care avem uh, și care ne dau cumva stimulul că trebuie să propunem într-un alt mod lucrurile în care noi le realizăm. Uh, gradul de uh, complexitate a activităților este mult mai mare pentru copiii care sunt uh, acum față de alți ani. Deci ei în sine ne transferă cumva acest uh, impuls că lucrurile trebuie realizate într-un alt mod. Uh, sunt mult mai autonom copiii din ziua de astăzi. Este clar că noi trebuie să le propunem activități în care ei sunt acțiunea, ei sunt parte din povestea respectivă. Uh, și de aici, practic, uh, a educa pentru noi reprezintă așa un. Uh, uh, avem o bază la care adăugăm tot felul de ingrediente în funcție de cum, uh, cum se mai schimbă lucrurile în jurul nostru. În timp de 10 ani ai făcut treaba asta și continui să o faci, ai remarcat o schimbare de la un an la altul, de la o promoție de copii la la alta. Totuși, în 10 ani poate să văd niște tendințe. Uh -huh. Spuneai că ai observat o mai mare nevoie de autonomie la uh -huh. cei care au venit acum față de cei care veneau în trecut. Uh -huh. uh, mai vezi și alte diferențe între cei care vin acum și cei care au fost, cam încotro o iau copiii ăștia. Evident, zona aceasta de limbi străine pentru noi e un clar e un indicator foarte clar. Ne arată gradul lor de receptivitate din ziua de astăzi și sunt copii foarte receptivi la multitudinea de limbi străine pe care le avem în comunitate, pentru că noi chiar dacă ne axăm pe trei limbi, să spunem, pentru că și româna face parte din uh, programul nostru, pentru că ei sunt într-o comunitate internațională, având familii de diverse naționalități, practic, deschiderea lor către celelalte limbi străine este evidentă. Adică observăm, din totdeauna, copiii au fost receptivi la ideea aceasta de limbi străine și le captează, sunt adevărați bureței, știm, doar că acum foarte repede prind tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. Deci aici, da, remarc o receptivitate care este clar măsurabilă, putem spune, o vedem, o, o simțim în jur nostru. Acum din păcate sunt anumite e un impact asupra părinților, asupra copiilor care vine din partea părinților. Adică chiar dacă ei ar dori, poate să realizeze mai multe acțiuni, să fie cumva mult mai deschiși, autonom, cum spuneam, există însă vine la pachet parenting care este într-un fel interpretat într-un mod mult prea protectiv în ziua de astăzi. Și atunci aici trebuie găsit cumva aici trebuie găsită balanța cumva, modul în care interacționăm și noi într-o parte și alta. Înțeleg că părinții sunt... au această tendință de a proteja la maxim copilul ceea ce e ceva firesc, uh -huh. dar înțeleg că din punctul tău de vedere, uneori se merge prea departe în direcția asta, nu? Da, da, și cumva aici trebuie să uniformizăm într-un fel, adică noi suntem un. noi furnizăm niște servicii pentru o comunitate și cumva încercăm să avem uh, aceleași să avem un, un echilibru, din nou ajung la acest cuvânt uh, magic, către toată comunitatea. Ori uh, părinții au într-adevăr tendința uneori de a, de a proteja mult prea mult și de a uh, personaliza cumva proiectul pe care noi îl propunem. Uh, dar, uh, la fel, este o chestie de comunicare, este modul în care noi îi atragem și le, de, le, le explicăm beneficiile în diverse situații. Da, aș vrea să precizez cine vine la această grădiniță, să nu se înțeleagă că vin numai familii care. Uh, sunt franceze uh -huh. sau britanice. Uh -huh. uh, înțeleg că este o grădiniță deschisă tuturor, tuturor uh, naționalităților. Da, nu avem uh, niciun, nu avem nici criterii să spunem așa pentru care când suntem des întrebați. Aveți anumite criterii pentru care copilașul ar trebui accepta la grădinița dumneavoastră fiind cu predare și așa? Nu, nu este cazul. Uh, nu ținem cont nici de gradul de uh, nivel de dezvoltare a comunicării competențelor în limba franceză-engleză. Cumva este provocarea uh, noastră că atunci când cu un copil. Din Ungaria, Turcia, oricare ar fi o, arc, o altă țară, nici Franța, nici România, să fie cumva în mediul nostru și cumva noi să-i aducem cumva toate ingredientele acestea la, la pachet, cumva comunicarea în limba franceză și cumva să știe că acesta este reperul grădiniței, limba de bază, să spunem, a comunicării. Dar noi, de altfel, anul acesta avem un procent impresionant de alte naționalități, deci undeva. 40% reprezintă alte naționalități decât țările francofone sau uh, România. Deci cumva... Camelia, meseria asta este plină de satisfacții, dar și de provocări. Nu este o meserie ușoară. Când te simți epuizată, când simți că nu mai poți, când uh, știi momentele alea în care dai cu capul de pereți și nu mai știi pe unde să o iei, uh, de unde ție energia să, ca să mergi mai departe? Um, eu ca eu, că îmi găsesc, să spunem așa, um, diverse variante, că ies în parc, mă aerisesc, merg la copii, um... Găsesc modalitățile de a mă, mă auto-stimula cum ar veni. Sunt multe momente dificile, evident. Nu e numai partea frumoasă a jocului cu copii sau inimioarele care ți le lasă pe un colț de caiet sau acel jetem pe care el îl spun într-o manieră foarte liberă, sunt provocările antreprenoriale, sunt diverse presiuni pe care le avem și din punct de vedere legislativ și din punct de vedere al interacțiunilor cu părinții și anumite griji pe care dânșinile transferă către noi sunt multe care se adună acolo cumva pe lângă ideea de a fi întotdeauna într într-o manieră pozitivă către colegii mei, este o responsabilitate cumva ca eu să dau tonul acestui acestei stări de bine aici cred că este de fapt cea mai mare provocare ca ei să înțeleagă de fapt că și momentele acestea în care lucru cu copii este foarte dificil, când avem un Părinte care poate e așa ușor mai uh, solicitant, să spunem, în anumite domenii, cumva ei trebuie să-și găsească și să, să comunice că nu este ok să mai continue așa. Adică să iasă puțin la aer, să lase colegului, cel, colegului de etaj și grupa lui pentru 10 minute, pentru că simte că este prea mult în momentul respectiv. Adică să ne autoreglăm cât putem, iar dacă nu, reu nu reușim, cumva să apelăm la cei din comunitatea noastră. Trăim într-o lume care este în continuă schimbare, mai ales datorită acestor noi tehnologii care au dat peste noi. Avem toți telefoane mobile da. prin buzunare, tablete, calculatoare, suntem tot timpul conectați și așa mai departe. Eu am aduc aminte când eram un copil mic, mă jucam cu mâinile prin țărână, prin nisip, prin, cu pietricele, cu... De asta, că da. de asta aveam la îndemână, altceva nu avem. Mm -hmm. Cum facem astăzi într-o lume în care tehnologiile ne-au schimbat destul de radical viețile, copiii noștri vin în această lume, mm -hmm. se confruntă foarte repede cu aceste device-uri ale noilor tehnologii și remarcăm deja că un lucru evident, că ei nu mai sunt ca noi când eram mici, e altă lume, altă planetă. Cum vezi tu generațiile asta de copii care ajung într-o societate extrem de tehnologizată și în care tehnologiile evoluează exponențial deja? Da, clar că nu putem scăpa și nu vrem să scăpăm totuși de tehnologia aceasta. Acum, Boris, că revenim la prietenul nostru, spune clar, până la 2 ani nici vorbă să lăsăm copiii să, să fie expuși la, la nimic din ce ține de, de tehnologie. Nimic or, nimic, nimic. Are și diverse intervenții și chiar parte din programul lui de susținerea învățământului preșcolar în, în, din Franța are într-adevăr un subiect dedicat acestui, acestei expunere a copilor. Deci până la 2 ani, nu, avem alte lucruri de făcut. După aceea, evident că există un raționament, așa prin care noi îi expunem treptat, da? și la ce anume îi expunem. Acum, în cadrul grădiniței noastre nu avem așa ceva. De singure lucruri care sunt acolo de ce țin de partea de tehnologie, este zona de muzică, care este nelipsită de altfel. Cântăm, ascultăm, dansăm, da, deci tot tot ce ține de zona aceasta. La școală, pentru că tot vorbim de noul proiect, evident vom avea o tablă inteligentă, vom începe ușor-ușor să manevrăm anumite componente de genul acesta pentru că ne sunt necesare. Dar iar într-o manieră dirijată, într-o manieră, să spunem așa, corelată cu proiectul educațional. Acum, acasă, noi știm că ei folosesc poate mai mult, mai puțin fiecare cum rezonează cumva ca și proiect familiar, cât îl lăsăm, cât ne întreabă și pe noi la grădini. cum ziceți, cum ar trebui să -l lăsăm. Îl folosesc foarte mult ca și recompensă, ceea ce nu găsesc, că este normal, adică dacă faci ceva, ai dreptul să stai pe tabletă 5 minute și așa. De regulă, nu sunt de, nu, nu, nu sunt de acord cu recompensele acestea, tot timpul facem ceva ca să obțin ceva și mai ales material, poți să obțin poate alte lucruri care țin de o recunoaștere emoțională sau altceva. Nu sunt de acord, doar că se întâmplă, evident. Așa că, din punctul meu de vedere, nu putem fugi, nu e normal să fugim să punem tot timpul X în fața acestui, acestei tentații, doar că încadrați, doar specificându-le cum și dându-le așa cu Săhărelu, cum ar veni cu lingurița. Eu am doi adolescenți acum și am această provocare din ce în ce mai puternică. Acolo, într-adevăr, sunt alte mecanisme de reglare, pentru că ai o comunicare de un anumit fel, ai un program pe care trebuie să-l organizezi, intervii poate cu alte tentații, gen, te duci la sport, acolo altfel lucrezi. Dar cât sunt mici și cumva sunt în, în organizarea noastră copilașii și nu au puterea lor de, de decizie cumva, atunci cred că putem jongla cu alte activități, putem să ne dedicăm mai mult timp, dacă nu noi cei apropiați sau ajutoarele noastre, astfel încât să nu fie cu precădere orientați către zona aceasta de tehnologie. La grădinița Leocarusel se întâmplă și alte evenimente decât uh, simpla educație, uh -huh. uh, care țin tot de zona educativă până la urmă. Dar ce se mai întâmplă acolo, în afară de faptul că vin copiii și pleacă? Uh, pe lângă programa pe care o executăm, uh, avem cursuri uh, opționale. Da? Deci, întotdeauna, dacă uh, există dorința de a aprofunda un anumit domeniu, uh, vei avea parte de uh, evei muzical, adică. Mă rog, interacțiunea muzicală cu diverse, cu diverse instrumente, dans, artă, teatru, adică există o multitudine de activități opționale pe care noi le, le, le propunem. Ne plac foarte mult evenimentele care țin. De la, nu știu, ziua familiei, de la ziua francofoniei, deci tot ce înseamnă un eveniment care ne scoate din zona obișnuită, din sfera noastră de activități uzuale, imediat ne organizăm. Carnaval, evenimente internaționale, deci întotdeauna să aducem o amprentă internațională și în cadrul proiectului nostru. Acum ne pregătim de Muzeul Copiilor. Copiii, copiii practic au un proiect transversal pe pe parcursul întregului an școlar, în plus față de temele lunare pe care noi le abordăm, astfel încât la final, să, la final de an școlar să avem acest muzeu al copiilor, în care practic diverse exponate cu o anumită teme pe, temă pe care am definit-o la început de an școlar vor fi expuse într-una din sălile noastre de aici, de la Bulevardul Dacia, astfel încât părinții vin, vor vizita acel muzeu, și este și o ocazie, cumva, să explicăm ei, copila și să explice cam ce au lucrat, cum a fost, să ne povestească cumva din experiența aceasta. Și, din nou, e schimbul acesta între, între generații care e foarte plăcut. Pe tine, ce te mișcă cel mai mult în relația cu copiii? Ce, ce ți-au dat copiii ăștia? astfel încât să zici că dacă nu ai făcut proiectul ăsta, nu ai fi trăit niciodată așa ceva. care e lucrul la care te-a mișcat cel mai mult? De fapt? Um, cred că ideea de a opri timpul în loc, cumva. Adică să nu mai te gândești la alte lucruri când ești în compania lor. Adică să trăiești clipa e un lucru pe care mulți dintre noi chiar afirmăm să trăim clipa, să ne bucurăm de moment. Doar că în ceea ce mă privește, nu-mi așa tot timpul. Acum, când, de exemplu, mă joc cu ei, știu senzația de a opri timpul în loc, știu ce înseamnă să nu te mai gândești la nimic. Special îmi las telefonul într-o parte, pentru că știu că invariabil va suna ceva, va fi un mesaj care mă va distrage și atunci când sunt cu ei, într-adevăr sunt cu ei, că sunt copii de la grădii sau copiii mei, chiar dacă... Cum spuneam, sunt adolescenți, e ideea de a avea timpul acela cu ei, fără să te mai gândești la alte lucruri. Și, pe lângă faptul că ei observă și simt toată, toate, toată emoția aceasta care vine de la tine, personal, pentru tine este într-adevăr un, un câștig. Simți că, într-adevăr, ești altfel din această interacțiune cu ei. E un câștig extraordinar să știi să trăiești, într-adevăr, momentul. Să Clar. te bucuri de, nu așa, doar spectator. Chiar pe Diem, cum zic la tine, trăiește clipa. Exact. Dacă ar fi să trăiești clipa asta la, la maxim și ai avea puterea uriașă de a schimba ceva în destinul învățământului din România, al educației în general. Poftim să zicem că ai fi ministra educației și ai avea la îndemână puterea să faci niște schimbări majore. Cam care ar fi urgențele în România, cum am putea face, ce am putea face ca să avem o școală mai bună și o educație mai bună. Demersul acesta de a investi mult mai mult în cadrele noastre, în profesori educatorii care practic ei sunt baza modelării acestor copilași e un demers pe care observ că l-au început cei care sunt acolo în minister și mă bucur enorm pentru că, într-adevăr, avem nevoie de o mobilizare a cadrelor și o deschidere a lor, de fapt, mai mult decât formarea efectivă. Știm diplomele, tot ce se întâmplă, cumva zona aceasta, evaluarea cadrelor există, într-un fel sau altul, dar eu personal Văd acei oameni care vin să lucreze pe teren, de ei am avea nevoie să fie pe lângă formarea de care o aparte, să fie cumva deschiși, să fie creativi, să fie acolo, cumva să se vadă în povestea respectivă și să dea tot ce e mai bun decât din ei. Deci, cred că aici este un lucru major în care trebuie continuat, un demers pe care trebuie să-l avem cu toții, că într-adevăr să avem grijă de oamenii noștri care ne modelează copiii. Ce alte proiecte de viitor ai mai avea? Ai deja unul foarte mare, să deschizi o școală primară. Da. Nu e lucru ușor, da, uh, dar te cunosc și îți cunosc încăpățânarea și știu e până unde, unde poți să mergi, și știu, vei reuși și de data asta. Uh, mai alte proiecte în mintea ta, îți mai dorești mai departe să crești în zona asta, și altceva. Acum știi cum e. Trebuie să fim deschiși oportunităților. Dacă ele mai apar, probabil, că dacă rezonez, cu siguranță voi, voi da curs. Recunosc că ideea de a ne implanta, poate, aproape de clădirile de birouri, să fim aproape de oamenii care lucrează și noi să venim cu zona aceasta a ușurării lor în a le constitui diverse centre unde copiii să fie bine îngrijiți, educați, deci cumva grădinițe în jurul clădilor de birouri ne, 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 ne pune pe gânduri, cumva ne, ne place foarte mult ideea aceasta. Vedem dacă se va concretiza. Până atunci, cum spuneam, și noi rămânem deschiși în, în ideea de a vedea ce oportunități mai apar și dacă apar, vedem dacă le îmbrățișăm. Mi se pare foarte interesantă ideea asta de a crea grădiniță, un loc în care oamenii pot să-și aducă uh -huh. propriul copil în proximitatea biroului sau da. la parterul clădirii în care se află birou. Asta rezolvă foarte multe probleme uh -huh. și creează în același timp și o mână de lucru mai motivată și mai focusată pentru că e liniștită, știi, că e copilul da, jos, da, că da. se ocupă ce ne trebuie de el și nu mai stă cu grijă. Exact. Um, există o asemenea formulă aplicată undeva, știu că în Franța se practică, dar uh -huh. aș vrea să aud de la tine, cum se vede și Aici. din Franța și cum s-ar vedea și aici. Cochetez de mult cu ideea acestui concept, adică e clar că în Franța mi s-a deschis așa... Apetitul. am văzut acest concept și cumva am avut parte să și vizitez unele dintre ele prin diversele colaborări, colaborări și am văzut cam cum funcționează și cum se pune problema vis-a-vis -vis de colaborarea aceasta între cei salariații care au copilașii în structurile respective, cei care dețin creșa, deci tot mecanismul care este pus, care e pus în funcțiune. Din păcate la noi nu există încă, tocmai de aici mi-a și dori să fie într-adevăr cel puțin un concept similar, dacă nu și mai multe, din punctul meu de vedere, oriunde există uh, grupările acestea de clădiri uh, de birouri, ar trebui să existe un mic uh, Pui, să zic așa, un loc ușor alocat, alocat copiilor, ca să mai vorbesc de școli pe care le putem face în vecinătatea acestor clădiri de birouri. Asta pentru că, cumva, și din momentul realizării unui proiect de, de genul acesta, se poate aloca un spațiu generos cu toate condițiile pe care copiii le pot avea încă din momentul în care se pune problema unui proiect de. Generos, să spunem. Da. Deci, și ei, la rândul lor, pot avea un, un loc acolo dedicat, iar, evident, cum spuneai, părinții pot lucra liniștiți că, într-adevăr, în zonă există copiii care își văd și ei de treaba lor. Da? Se duc și ei la serviciul lor, tot acolo cu copiii, cu părinții. În sensul ăsta ar putea interveni și statul, pentru că, așa cum știm în Franța, aceste lucruri se, se sprijină de către da, stat. Da, adică, o firmă care prevede și o grădiniță pentru copii angajaților, beneficiază de niște avantaje fiscale care practic o motivează să facă pentru care toate motivele să o da. facă, nu? Creșă uh. și grădiniță. Adică, practic, se pune problema încă de demititei să-i aducă acolo cu ei în zonă, iar dacă nu există posibilitatea unei singure uh, firme, societăți uh, să realizeze propria lor creșă acolo, cu siguranță va mai exista poate una sau încă una, deci cumva o comunitate de mai multe societăți comerciale <coughs> din zonă, astfel încât ele să uh, își creeze împreună propria. Creșă, grădiniță. Da, acolo există o motivație din punctul acesta de vedere și din punct de vedere fiscal, pentru că, într-adevăr, statul sprijină și oferă aceste facilități fiscale firmelor care își înființează propriile creșe, grădinițe, sau, dacă nu au parteneriat cu altele din zonă, să spunem așa, cum îi avantajează pe ei. Da, Dar. în comparație cu alte țări, România are lucruri de rezolvat. Da. Pe de altă parte, au și evoluat multe lucruri în România. Nu Așa aș e. vrea să dăm doar cu nu. piatra în autorități și în oamenii din zona asta. Așa Cum vezi? Tu ai o vedere destul de amplă pe educație, nu numai în România. Cum vezi România în contextul educației, dacă ne situăm într-un plan mai larg, cel puțin într-un plan european? Uh -huh. Acum, ce să zic? Sistemul privat e clar că e cel care conduce la noi în România. Există o diversitate de uh, posibilități. Putem să înscriem copilașul în tot felul de sisteme uh, național, internațional, deci cumva uh, bugete diferite, da? Uh, din păcate, sistemul de stat rămâne uh, cumva într-o într umbră și uh, aici cred că ar trebui să se mai realizeze. Din bunul de vedere, e un, a, un avantaj, evident, că suntem în sistemul uh, privat, doar că asta nu înseamnă că dacă sistemul de stat ar fi ușor mai bine potențat, uh, nu am avea și noi piață, cumva. Dar, uh, în România, uh, clar, sistemul privat este cel care primează și o bună perioadă, probabil, tot așa vom continua să se investească în sistemul privat, să fie prima opțiune a părinților, să fie uh, cumva um, o prioritate pentru părinții din România să-și aloce un buget semnificativ pentru educația copiilor. De altfel, o mentalitate care este um, la polul opus dacă vorbim, de exemplu, de alte țări în care nu trebuie să investim un buget atât de semnificativ pentru educația copiilor preșcolari, de exemplu, și școlarilor. Ok, putem să investim când se duc la facultate, adică, într-adevăr, um, atunci când sunt mai mari, doar că la noi se pornește puțin mai de jos cu investiția aceasta într-o într educație. Dacă ne-am întoarce acum 10 ani în urmă și te-ai gândit că atunci erai o femeie cu doi copii, ai început o grădiniță cu doi copii și acum iată ai două grădinițe cu o grămadă de copii de doi, și da. vrei să deschizi și o școală. Dacă te-ai fi uitat atunci, acum 10 ani, la tine cea de astăzi...

Bine, nebunia întotdeauna m-a caracterizat, adică cumva entuziasmul acesta de a realiza lucruri. E clar că nu, nu mi-aș și imaginat vreodată că o să ajung aici, și acum, cu siguranță, când mă uit în spate, îmi dau seama că, dacă, că e bine că n-am știut cumva unde o să ajung, pentru că e clar că această călătorie mi-a plăcut mai mult decât obiectivul în sine. Adică tot ceea ce s-a construit n-a fost neapărat în ideea în care ajung în punctul respectiv și mă opresc și atunci gata, s-a terminat călătoria mea. Deci, practic, toată, toată călătoria aceasta, toți pașii pe care i-am făcut, eu i-am realizat cu bucurie, cu, cum spuneam, și cu nopți albe și cu frământării, Toate au venit la pachet, dar m-am bucurat de fiecare etapă. Și așa și de acum încolo. Ok, merg mai, mai departe la școală, dar nu ca să ajung acolo și apoi să respir ci să văd cum se construiește până ajung acolo. Am fost în trecut, aici suntem la noi venind din viitor. Și o ultimă întrebare: cum te simți aici la noi venind din viitor? Uh, ca acasă, <laughs> ca în prezent. <laughs> Foarte bine. Camelia, mulțumesc că ai fost cu noi. Dragii noștri, ați auzit-o pe Camelia Vețelanu, fondatoare a lanțului de grădinițe Leo Carusel din București. Ea reprezintă România la Institutul de la Petit Anfans, fondat la Paris de celebrul neurolog și psihiatru francez Boris Sirulnic. În curând vom avea și prima școală primară, Leo Carusel. Aici se forjează viitorul României, pentru că singurul viitor de care suntem siguri sunt copiii noștri. Mai multe despre proiectul Leocarusel puteți afla la adresa leocarusel.ro. Le carusel cu doi de r iar pe noi ne găsiți la adresa noi venim din Totul legat într-un singur cuvânt. Noi venim din viitor Suntem de asemenea pe YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok și Facebook. Ne puteți scrie la adresa noi venim din viitor. Aron, Așteptăm sugestii și idei pentru viitor ai podcastului Noi venim din viitor. Voi ne spuneți pe cine vreți, noi îi aducem. Să mirăm și vă aștept la noi venim din viitor. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.